Ultimul act al fazei județene a Cupei României la fotbal s-a consumat miercuri pe stadionul Nicolae Dobrin din Trivale. Protagoniste, cele două formații care și-au disputat titlul în Liga a 4-a până în ultima etapă, CS Rucăr și Inter Câmpul Lung. Echipa fraților Genaru venea la această partidă din postura de nou promovată în Liga a 3-a, performanță reușită în urma dublei întâlniri din meciul de baraj cu campioana județului Dolj, Dunărea Calafat. Când toată lumea se aștepta ca rucărenii să vină euforici, mai mult cu gândul la vacanță decât la miza acestui joc, fotbaliștii pregătiți de Vali Cocoș au vrut să dezmintă aceste supoziții și au intrat în joc foarte determinați, reușind să înscrie chiar în debutul partidei. Claudiu Luca, găsit foarte bine demarcat, a trimis balonul în plasa porții apărată de Adrian Tănase în minutul 3, obligându-i astfel pe câmpul Ungeni să iasă la joc. Gabi Genaru pătrunde periculos în careu, centrează în fața porții și gol. Claudiu Luca în minutul 3, notăm deja, aduce echipa din Rucăr în avantaj. Capitanul Gabi Genaru a pătruns impetuos pe partea dreaptă printr-o apărare a Interului foarte visătoare, a centrat în fața porții. Jucătorii pregătiți de Ovidiu Tică și Alin Durdun au avut nevoie de o jumătate de oră pentru a reveni pe tabela de marcaj, timp în care de mai multe ori au încercat poarta lui Văli Măreanu, dar fără succes. În minutul 38, la o pătrundere în suprafața de pedeapsă a Rucărului, centralul Dragoș Pârâu a acordat penalti în favoarea Interului, lovitură transformată de Cristi Irimia. Un pas, 2-3, șut și gol. Cristi Irimia restabilește egalitatea în minutul 38 din lovitură de pedeapsă. La pauză s-a intrat la egalitate, iar după revenirea de la cabine, ambele echipe au arătat o dorință mai mare de victorie. După o succesiune de ocazii la ambele porți, Inter Câmpul Lung a trecut în avantaj, urmare a reușitei din minutul 76, semnată de David Țiculeasa, tânărul jucător intrat după pauză. David Andrei, angajare pentru Țiculeasa, foarte bine preluarea și își pregătește șutul cu piciorul stâng, gol! Acesta își scoate tricoul, va vedea cartonașul galben, dar vine la centrul terenului și dedică cuiva din tribună această reușită. Cu foarte mult calm și-a pregătit execuția și de la marginea suprafeței de pedeapsă a trimis cu piciorul stâng pe jos. Bucuria câmpulungenilor nu a durat însă decât 3 minute, rucărenii egalând rapid prin Alin Ristea la chiar prima atingere de balon. Pătrănoiul vede foarte bine pe noul intrat Alin Ristea. Șuta lui Ristea, gol! Iată așadar, Rucărul egalează la distanță de doar 2 minute. Minutul 79, 2-2, Alin Ristea. Nici echipa din Rucăr nu s-a bucurat prea mult de acest rezultat, întrucât în minutul 83 un alt jucător venit de pe banca de rezerve avea să puncteze. Vârful de atac al Interului, Mihai Vintilă, servit ca la carte în fața porții, nu a stat prea mult pe gânduri și a punctat pentru 3-2 în favoarea echipei din Câmpul Lung. Gol! Gol marcat de Inter, de nou intratul Vintilă în minutul 83. Ultimele minute ale jocului au reprezentat un forcing al proaspăt promovatei în Liga a 3-a, care nu s-a împăcat cu scorul înscris pe tabela de marcaj.
Nervii au scăpat de sub control, capitanul rucărenilor Gabriel Jenaru văzând două cartonașe galbene în decurs de doar două minute și plecând astfel mai devreme la cabine. Partida s-a încheiat cu victoria jucătorilor de la Inter Câmpulung, echipă care peste doar o săptămână va reprezenta județul Argeș în faza regională a Cupei României în noul format. Primul joc al mușcelenilor este programat în deplasare la campioana județului Teleorman, Turis Turnu Măgurele. Tot Interul a dat și jucătorul acestei finale, David Țiculeasa fiind remarcat atât grație golului reușit în minutul 76, cât și urmarea plusului ofensiv pe care l-a adus în jocul câmpulungenilor. Jucătorul finalei, Țiculeasa David. Așadar, aplauze pentru jucătorul finalei Cupei României. David Țiculeasa! David Țiculeasa! Premiat de City, managerul municipiului Pitești, domnul Lucrețiu Tudor! A urmat festivitatea de premiere a echipelor de juniori și seniori care au evoluat în sezonul recent încheiat în campionatele județene de la toate nivelurile. AJF Argeș, beneficiind de sprijinul autorităților județene și al unor sponsori, a acordat tuturor echipelor câte un rând de echipament sportiv și o minge de fotbal. De asemenea, au fost recompensați cu materiale sportive și arbitrii, cât și cei din corpul tehnic. Câștigătoarea Cupei României, ediția 2022, ACS Inter Câmpulung! Premiere efectuată de asemenea de președintele Asociației Județene de Fotbal, domnul Cătălin Popa, și City managerul municipiului Pitești, domnul Lucrețiu Tudor.